Cum construim centrul de greutate al unui triunghi? Să vedem mai întâi ce înseamnă centrul de greutate. Acesta se notează cu G și reprezintă intersecția medianelor triunghiului. El are și o proprietate foarte importantă referitoare la poziția sa în triunghi, și anume, centrul de greutate al unui triunghi se află pe fiecare mediană la două treimi de vârful triunghiului și la o treime de bază, Adică dacă împărțim fiecare mediană în trei părți egale, punctul G se va afla exact la două părți de vârf și o parte de bază de latură. Să vedem atunci cum construim centrul de greutate pentru acest triunghi. Vom măsura atunci fiecare latură, să vedem care este mijlocul laturii. De ce? Pentru că vă reamintesc că mediana este un segment care unește vârful triunghiului cu mijlocul laturii opuse. Așa că, pentru a vedea care este mijlocul fiecarei laturi, va trebui să măsurăm fiecare latură. Împărțim lungimea laturii la 2 și aflăm care este mijlocul. Deci, vom lua atunci o riglă și cu această riglă gradată vom măsura pe rând fiecare latură, prima latură, latura AB. Are, așa cum se vede, 14,6 cm. Dacă împărțim la 2, obținem 7,3. Deci, aici, la 7,3, am să pun un semn. Acesta este mijlocul laturii AB. Mai departe luăm rigla acum și punem pe altă latură, pe latura BC, de exemplu. Observăm că aici avem 13,7. Împărțim la 2. Și obținem 6,85. Deci 6,85 aici punem un semn, la mijloc. Și acum mai luăm o dată rigla și o poziționăm aici pe latura AC. Punem 0 aici în AC și să vedem câți centimetri are această latură. Are 12 centimetri, împărțim la 2, adică 6 centimetri aici va fi mijlocul. La 6. Și acum putem să construim și cele trei mediane. Adică, dacă iau mediana din A și o unesc cu mijlocul laturii opuse, putem trasa acum prima mediană. Apoi, luăm rigla și unim acum alt vârf, de exemplu vârful B, Construim și mediana din B, care cade pe mijlocul laturii AC. Și să luăm acum ultima mediană. Mediana care pornește din C și cade pe mijlocul laturii opuse. Construim mediana. Și observăm acum că cele trei mediane, toate trei se întâlnesc într-un punct. Acest punct, așa cum am spus mai devreme, se numește centrul de greutate. Deci punctul acesta în care sunt concurente toate cele trei mediane reprezintă centrul de greutate al triunghiului. Proprietatea lui este că se află, am zis, pe fiecare mediană la două treime de vârf și o treime de bază. De exemplu, dacă luăm mediana aceasta și o notăm, să zicem, cu AM, M fiind mijlocul laturii BC, dacă împărțim această mediană în trei părți egale, atunci vom avea una, două părți de la G până la vârf și o parte de la G până la baza triunghiului. La fel putem lua și pe cealaltă mediană, pe aceasta, dacă o notăm cu N aici. BN, tot așa putem să o împărțim în trei părți egale și atunci aici de la B până la G avem două părți de la G până la N, deci până la baza triunghiului avem o parte. Și la fel și pe ultima mediană, dacă notăm aici CP, atunci o împărțim și pe aceasta în trei părți egale și avem așa două părți de la vârf până la centrul de greutate, una, două părți și de la centrul de greutate până la baza AB a triunghiului avem încă o parte.